Bună, locuitorul, și astăzi o să vorbim un film interesant, dar în același timp și plin de suspans și întrebă. Probabil te întreb despre ce film o să vorbim astăzi. Ei bine, astăzi vorbim despre Loke. N-ai auzit de Loke? Filmul ăsta e prea tare. Deci nu te aștepta la foarte mare brânză, dar personajul principal este jucat de Tom Hardy, deci ar trebui să te aștepți la mare brânză. Și spune povestea lui Ivan Locke, jucat de Tom Hardy, care este în mașină și trebuie să ajungă de aici, aici. Înțelegi? De la o destinație la alta. Și atunci el, pe parcursul, pe drum, tot vorbește la telefon în mașină. Și vorbește cu oamenii de la firmă, pentru că el este un mare constructor, vorbește cu nevastă sa, că trebuie să se ducă în alt oraș să se întâlnească cu amanta pentru că aia e gravidă, deci mă înțelege, pare destul de interesant. În același timp te întreb acum de ce m-aș uita la un film care ține o oră jumătate și mi-l prezintă pe un tip care vorbește la telefon. Prietene, nu este chiar orice tip, e Tom Hardy. Și pe Tom Hardy îl știi din filme mai mari ca Warrior, Lawless sau Batman Rising, Dark Knight Rises, mă rog. Dar în același timp îl știi și din producții independente ca Bronson sau acum Loke. Și bă, pot să vă spun sincer, la finalul zilei, Tom Hardy nu te dezamăgește. În același timp, dialogul, mai ales dialogurile pe care le poartă, mai ales el cu nevastă sau suspansul că tu nu știi, pentru că nu poți să vezi, tu doar auzi un telefon în film. Nu știi ce se întâmplă acasă la nevastă sau la spital la tipa aia, e destul de extraordinar. Și credeți-mă pe cuvânt, chiar ar trebui să verificați Loke pe acasă, că nu îl găsiți la noi în cinema, mulțumim. Chiar vreau să știu părerea voastră despre Loke după ce îl vizionați, pentru că este un film atât de interesant și cu o temă așa de nouă. Asta a fost pentru astăzi, locuitorilor, sper că v-a plăcut cât de cât de pe aici. Mă rog, ăsta, dacă te interesează, poți să verifici și clipul de data trecută. Conectat desigur pe social media, Facebook, Instagram sau Twitter, găsești link-uri în descriere pentru toate astea. Și dacă vrei să devii un locuitor aici pe canal, nu trebuie, deci trebuie doar să apeși butonul ăla de subscribe. Ăsta e ăla de like, ăsta e ăla de subscribe. Ce mai aștept? În secția de comentarii, ce crezi tu despre, sau care este filmul tău independent și underrated? Adică, bă, mi s-a părut că filmul ăsta e așa de bun, dar n-am mai auzit nimeni de el. Lasă-mi în secția de comentarii, poate le știu, poate vreau să vă știu ceva nou. Bun, mersi că ai urmărit, ne vedem data viitoare. Feel like we've been caught again in the schoolyard again.